grea singurătatea. Foarte grea. Foarte grea. Asta e. Asta a fost să fie. Am două fete, dar niciuna nu e cu mine. De ce, doamne? Păi una e în Germania, una e în America. De-aia nu știu, de foarte mulți ani nu știu. Ei, am avut niște discuții din cauza apartamentului din Timișoara. Deci nu mai vorbiți cu propria fică? Nu, nu știu nimic de ea. De cât timp nu v-ați mai văzut fata? De 32 de ani. Și cum este acest dor de ea? Nu e dor, dar dacă ei nu e dor de mine, ce să fac, nu? Din ochii acestei mame curg lacrimi amare, nu mai vorbește și nu și-a mai văzut fica de 32 de ani. Un apartament a fost motivul pentru care legătura dintre mamă și fică pare că a fost distrusă definitiv. Cu ochii în lacrimi, timișoreanca spune că nu știe cum să schimbe ceea ce s-a stricat acum 32 de ani. De ce spuneți că v-ați certat? De ce nu mai vorbiți? Fiindcă din două am avut și eu apartament în cel bătrân și mama lângă gară. La un moment dat am stat toți împreună și pe urmă ne-am despărțit. Și una din fete a stat mai mult cu ea și asta care nu vorbește cu mine și cealaltă mai mult cu mine a stat. Și mama i-a promis să ia apartament. Și eu n-am vrut să-i dau, într-adevăr n-am vrut. Am spus nu, mama a avut o fată, eu am două. Dacă vreți, îl vindem și împărțiți în două banii. Și nu a vrut și a plecat, ea a fost singura care a plecat în America și pe urmă a plecat și asta la altă în Germania și așa că am rămas singură. Aveți lacrimi în ochi când vorbiți de fica din America. Așa e. Ce simt eu, mamă, care... Mi-e dor de ea, dar n-am ce face. Asta e. Dacă nici am fost în două zile la cuscră mea și n-a vrut, pur și simplu n-a vrut să-mi dea drumul la ușă. Tot din cauza, na. Averii. Averii. Ce să faci? Dacă ați avea-o în față, dacă ați putea să-i spuneți câteva cuvinte, ce ați spune? Ce pot să-i spun? Știu că are o fică, este mare, căsătorită, am auzit. N-am văzut-o de când era foarte, foarte mică și atunci am fost ultima dată la ei. I-a cumpărat niște prăjituri și o ținea așa strâns în brațe. Și am fost la ei la ușă, n-a vrut să-mi dea drumul ginerii meu, sârbul. Și de atunci nu mai știu nimic de ea. Aceea este ultima imagine a dumneavoastră cu a nepoate și a fiicei dumneavoastră? Nepoata. De pe nepoată n-am văzut-o niciodată. E mare, am văzut că e căsătorită deja. Ce pot să spun? Nu știu nimic de ea. Ce i-ați transmite? Ce să-i transmit? Ce poate o mamă să-i transmită? Decât sănătate, să aibă grijă de ea, de copilul ei, de soț. Nu știu, aveți vreun regret? Dacă ați putea întoarce timpul, ați schimba lucrurile? Dacă așa a fost să fie, eu nu pot singur, n-am cum să le schimb. N-am cum. Și așa, nu mai am pe nimeni, cine să mă ajute? Asta a fost să fie. Și cum este singurătatea? Foarte greu. Nu mă mai întrebați, vă rog. Soțul a decedat acum 3 ani. Singurul meu sprijin. Și de atunci? Și de atunci stau singură. Am o casă la sat pe care trebuie să o vând. Doar mă duc acolo și stau la sat. Rămân în apartament, cu toate că nu prea îmi place la apartament. M-am obișnuit că soțul i-a plăcut agricultura și așa, el a fost veterinar. Mie la fel. Cum faceți totuși față singurătății? Cum vă alinați? Cum? Fac curățenie prin casă toată ziua. De plimba nu mă plimb, mă duc la biserică. Asta. Inima acestei femei este zdrobită de singurătate, de dor și de alte sentimente pe care doar ea le știe și le simte. Un lucru este sigur, timișoreanca a lăsat să se înțeleagă printre lacrimi că se simte uitată și extrem de singură.